Cel puțin 22 de persoane au fost rănite după ce un tren regional de pasageri și o locomotivă s-au ciocnit frontal. 5 dintre cei 22 de răniți sunt în stare gravă. Conform RomaniaTV.net, guvernul regional din nord-estul Cataloniei a anunțat că după impactul dintre trenul regional de pasageri și locomotivă, 5 dintre cei 22 de răniți sunt în stare gravă. Oficialii au declarat că 22 de persoane au fost spitalizate. Coliziunea a avut loc duminică noaptea în apropierea orașului Vilaseca, la sud de Barcelona. Compania spaniolă de infrastructură feroviară ADIF a informat că locomotiva trenului de marfă a avut o problemă la frâne care a dus la producerea accidentului. Deocamdată nu au fost raportate victime, iar în acest caz a fost demarată o anchetă. Într-un incident similar care a avut loc în luna mai, mecanicul trenului a murit și cel puțin 85 de persoane au fost rănite în urma unei coliziuni dintre un tren de marfă și un tren de pasageri într-o stație din Barcelona, relatează RomaniaTV.net.